Neața lumei continuă Naruto cu episodul 71 și de la episodul ăsta, da, de la final apare Akatsuki începem înapoi. Începem înapoi revenim la episoadele principale. Gata cu Sora ga bă, gata, totul se va rezolva în acest episod. Deci, Naruto era înăuntru la vulp și zice bă, tu dă-te înapoi că nu mai ai nevoie de puterea ta, da, gata, afar până aici cu tine. O să-l salvez eu pe Sora, fără tine. Și acum afară era Naruto care se uita la Sora Kazuma zice, hă, iau-te, bă, iau -te, te vă la sora ce bine se descurcă. Adul pe sora înapoi. Nu, <gânt> nu, n-am ce să-i mai fac acum. Cât de curând sora o să i și satul vostru se va ce pe pustie, am plecat să-l pană bă. Asta nu mai vrea să se bage acum, vrea doar să fugă. Că cine mai poate să-l oprească pe sora. Bă, sora i arată în arutoști știi, chiar aia. Uite, fraire, că eu am reușit să scap de vulpe cu ajutorul tău. Acum o să te ajut pe tine să scap de vulpe cu ajutorul meu. Bam bucată ce a dat sora. Dar Naruto nu e cea mai inteligentă persoană, o să vedeți de ce în acest episod. Că se ridică și zice, sora, vino coace. Bam, îi mai două o bucată, genulea de picior, bam, dire de pământ. Se duce repede Sakura la el. Bă, Naruto, revin, o să ți dau heal. Dar ce să mai dea că la face un tail beast bomb? Aveți vezi că spre deosebire de un ciuric adevărat, alu ăsta e așa mai mult sfera goală decât cum e la vulpe, când dă Naruto sau oricine altcineva. Bam, dita mai craterul ce s-a făcut aici, dar Yamato i-a protejat cu stilul lemnului, mă. Sunteți ok? Bă, noi suntem ok, dar Sakura și Naruto și nu înțeleg cum. Uite-te și tu, Naruto a protejat-o pe Sakura, da? Dar asta înseamnă că a trecut bila fix, bă, fix peste el pe spate, nu are nimic, mă. Nu s-a rupt nici măcar haina de pe el, lol. Sakura, ești ok. Bă, eu sunt, dar tu cum ești? Că trebuia să te vindec. Sakura, cred că tu știi mai bine decât oricine că eu mă vindec destul de repede. Nu stau eu după vindecările tale. Mă duc repede să-l iau pe sora înapoi. Să-l vindești tu când îl repar eu. Da, da, cum să nu? Face trei pași și cade. Bă, n ești ok? A, da, țipisem. Ți da, țipisem, dar m-am trezit. Noroc că am picat cu capul pe bolovânile astea și m-am trezit. Tu du-te înapoi la ceilalți că lupta asta e între mine și sora. Se duce în la sora, iar de sora bucată v că nu e cea mai inteligentă persoană. A încercat asta de trei ori, nu i-a mers niciodată. Stătea sora aici pe burtă, stilul șarpe. Sakura a încercat să-l vindece pe Choji, dar nu merge. Că i-a zis Yamato, e ca atunci când ai fost tu de coada lui Naruto. Chakra vulpi când te atinge, se vindecă mai greu decât ora nu obișnuită. Da, să bă, nu nimic, zice Choji. Să cu durerea asta. Pă cât o să ține? Până la urmă trebuie să dispară. Păi da, mă, da, zice Kiba, și ce facem acum? Nu putem să ne batem în cola, numai Naruto poate să bată cu el. Bă, da, cam așa asta treaba. Asuma al a alergat pe ăsta, prin pădure, bă, trebuia să mă fie. Asigur asigurat eu că te-am omorât atunci când erau ei tineri și s-a bătut. Că dacă făceam asta, n-ai mai fi făcut ce ai făcut cu sora. Lasă-mă, bucură-te că nu ai omorât pe tatăl lui sora. Nu, no, nu, nu, de data asta o să te omor cu siguranță. De ce mă așa a dat ție ordine, Hokagele? Nu, fac asta pentru că n-am cum să te ieri pentru ce ai făcut copilului tău. Dar ce treabă ai tu mă cu el? Cu ce o să schimbe asta tărâmul focului? Păi nu o să schimbe cu nimic, ce treabă are una cu alta? La asumat un auzi că eu vreau să schimb lumea asta, mă. Și ca să fac asta, avem nevoie de rege. Asta e disperat cu regelui. Și din tufe apare Sai, nimpo, cioju giga, niște șerpi ies și îl prind pe ăsta. Ă, ce ai făcut, mă, nu era la spital? Păi da, dacă s-a luat curent un sat, sunt de spital de geaba pe negura acolo. Și a zis, bă, nu prea puteam să dorm cu gălăgia asta din sat și am ieșit să mă plimb o țară. A, bun, și așa, las, Că acum pot să vorbesc cu cazul mă, ăsta. N-am ce să zic, fraire. tot el care vorbea cu asuma de trei episoade. Naruto iar alergam pe vulpe. Vulpea a pumn în cap. A cât? a patra oară. Bă, ce mă doare, bă, sora, dar nu încearcă și tu să-ți aduci aminte, mă. Când ne-am întâlnit noi prima dată, nu mai ții minte. Când ne-am certat Primat prima dată așa din greșeală. După aia când ai venit tu să mă ajut pe mine. Și stătea sora aici în interiorul lui, vedea că lugări ăștia da și o lumină. Și lumina era Naruțu care alerga spre el. Asuma? Îi zice Lucazuma. Bă, noi am greșit de la început, mă. Regele ăla care zici tu nu e ăla. Nu e o Asuma ce ai. Bă, și sare ăsta pe el și s-a făcut schema aia, știi, de bam bam da unul în altul, nu ți arată nimic și unul moare. Bineînțeles, al rău moare. Kazuma is dead și zice: "Bă, Asuma, și eu dacă mor acum, ce se întâmplă cu tărâmul focului?" Nimic. Nu se întâmplă nimic a, da, și a murit. Yay! Bă, ce concluzie așa, ce, nu știu, cam dezamăgire. <laughs> ce vilăn e ăsta, mă? E, de, de efectiv, i-a dat asta acum o bucată și a zis, și acum ce? Nimic. A, da, bine, și-a murit. <laughs> și-a murit și-a și e. Și acum să mai vede asta, bazmaua lui. Și aduce aminte de sora care a zis că tasul mereu avea chestia asta curată. Și așa a rămas. Acum Naruto iară se ridică, bă, sora, dar nu vrei mă să dai seama că suntem prieteni? Sora începea să-l vadă pe Naruto mai bine în interiorul lui și cea a, Naruto ce fa? Și acum și aduce aminte de tot ce a făcut el de când s-a întâlnit cu Naruto și țipa vulpea. A început să țipe, ieșea chakra din ea. Bă, ce naiba cu ăsta, mă? capitania Yamato, Sora de ce face așa? Că Naruto nu făcea așa când era în vulpe. Bă, naiba să le -a. da, am eu o teorie. Eu mă gândesc că Sora n-are capacitatea să țină chakra vulpii în el. Și acum chakra asta iese să as afară. Și într-adevăr a ieșit afară. Naruto îi zice: "Bă, Sora, lasă puterea aia, că nu o să te ajute cu nimic. Noi toți din să devenim puterea ta. Bă, și dă un pumn în gură. Hei, a cincea oare cu noroc. Mare pumn în cap, ce a dat aici la vulpe. Și este ceacra din el mai rău, mă, că se vedea vulpea. Uite-o aici și după aia atât de mare era că o vede tsunade de la birou. Și zice, bă, și zune, hai să mergem și noi, că ceva rău se întâmplă acolo. Ce naiba aia asta, mă, ceacra vulpii, mamă, cât de mare e, dar începe să dispară. Și zice, amată, bă, deși a scăpat din corpul lui Sora, nu poate să trăiască fără o gazdă. Și atunci a dispare. Și cam asta a fost și cu ăsta. Sora acum a ars, cu dai seama? Mă auzi, bă, sora, trezește-te, tot zicea Naruto. Sora din interior lui, mă, care mă, tot strigi, mă? A, Naruto, tu erai, mă? Și s-a trezit și ăsta. Bă, sora, hai să mergem înapoi acasă. Une mă acasă, că nu am casă, n-am unde să mă duc. Cum aici și am Konoha? Păi da, mă, dar n-am cum să mai vin în Konoha, că eu am încercat să vă distrug satul. La, să mă că n-are nicio treabă. Noi toți suntem prieteni, indiferent de ce zice lumea. Și apar toți, mă. Da, mă, ăștia zâmbeau, râdeau pe aici. Ha, ha, ce ne-a mai distrat cu bătălia asta, bă, băiatul. Apare și Sai și le zice, da, pe mine nu m-a schemat, mă, băgați-mă, mă, și pe mine în grupul vostru. Nu, no, zice zice Naruto. Și toată lumea începe să râdă, dar Sai nu înțelegea, mă, care a fost glumă aici? Care? Na, eu nu m-am prins. <laughs> la Sai, la glumele lui Sai nu râdea nimeni. Asuma mai băga 14.000 a țigară, a rupt asta țigările, cred că. De când era mic, mă, așa l-a făcut Hiruzen. Cred că primul cuvânt al Asuma a fost, ai bro, o țigară. <laughs> și acum cam asta a fost. Bă, sora, nu te duci înapoi la temen plu focului. Ne, m-am gândit să mă duc să mai văd așa ce mai e pe lumea asta și poate o să fac și eu prieteni cu mai Toare, dar să nu i să vii la noi în sat, că noi o să fim mereu prieteni tăi. Da, mă, desigur. Și a plecat asta. Acum și camarul juca șoghi cu Asuma și zice și camar, bă, dar mișcarea asta tu nu o făceai înainte. Bă, da, da, uite, acum în ultima vreme mi-am dat o seama că câteodată trebuie să fac sacrificii dacă vrei să protejezi regele. Dacă ar fi să comparăm oamenii din sat cu piesele astea și camarul tu ai fi un cavaler de ce? Păi deși e slab în putere, un cavaler mereu avansează sărind peste alte piese și aici mă refer la modul tău de a gândi, că e foarte flexibil. Ok, și tu ce ai fi atunci? Bă, eu n-aș fi nimic decât un pion. Dar știi care e regele, mă? Păi Hokagele, nu? Nu, așa mă gândeam și eu până de curând, dar nu e Hokagele. Păi și atunci cine e? O să înțelegi tu la momentul potrivit. A avut dreptate cine să în comentarii că filler ăsta mai degrabă e backstory pentru a asuma, pentru că știi ce o să se întâmple, care știi ce o se întâmple. E interesant asta. Mă, și acum că vă ziceam la început ca apară la final, fii atent aici. Avem o tipă care aleargă. Codita mai coasa după ea, dar nu ai. S-a dat cu coasa după ea și zice aici o voce, bă, te-ai ferit de atacul meu, cei drept, eu sunt cel mai slab din Akatsuki la viteză. Gen, atac speed lui e 3. 3 din 100. A, înțeleg, deci voi sunteți din Akatsuki, a? Doar tu ai mai rămas, zice Kakuzu. Iau te băieți aici, am Kakuzu și Hidan. Bă, Hidan, ai grijă. Asta e ginciuric celor două cozi. Dacă nu ești atent, o să te omoare. Așa și. <laughs> Pentru cei care știu, exact ca și Hidan. Așa și. Și ce dacă? Deci crezi că mă încurcă pe mine cu ceva asta? Și aici se termină episodul. Deci începe nebunia din episodul care vine. Sper că v-a plăcut acest episod. Overall, filler-le astea, ce să zic? N-a fost cea mai rachestie pe care am văzut-o. Adică sunt anime care acum și mai proaste decât filările astea, dar la final, cum s-a terminat bătălia, o mare dezamăgire, îți dai seama. Ăia patru de fulger. a, că să vezi ce juțu fac ăștia de nou distruge satul, a, a murit unul, a murit tot. <laughs> și n-a murit că i-a bătut Konoha, e pur și simplu i-a desfăcut la juțu. A zis, a, păi nu mă, că dacă l-am pierdut pe ăla, ce mai fac ăștia trei? de, -i, de -i, încolo și a desfăcut. După aia când s-a bătut Asuma cu Kazuma, l-a tăiat odată și a cu ce? Nimic. A, da? Și a murit și a și ăsta. Sora și-a dat drumul la toată ceacra vulpii, n-a avut unde să ducă, a dispărut și a revenit și sora. A, da? Și a cu ce? Nimic. Și, și gata, asta a fost. Asta a fost tot filerul. Mare chestie. Dar, na. De mâine începem cu continuarea. Să vină rasă în la Blanao, Sage Mod și toate cele. Și ne audem acolo.